380 de lucrări ale tinerilor din 17 județe au putut fi admirate astăzi în cadrul expoziției finale a proiectului educațional Credință și Literatură, exprimată prin pictură. Evenimentul a fost organizat în sala de festivități a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu din Mizil. Participanții s-au bucurat de muzică, precum și de o demonstrație de pictură și desen făcută de tinerii câștigători. A șasea ediție a proiectului educațional Credință și Literatură exprimată prin pictură a ajuns astăzi la final. Lucrările celor 380 de participanți au fost astăzi expuse în sala de festivități a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu din Mizil. Elevii au prezentat cu această ocazie mai multe momente artistice. Lucrările expuse au o tematică literară și religioasă și sunt realizate pe sticlă, lemn, hârtie, pânză și colaje. Fiecare instituție școlară a participat cu lucrările câștigătoare de la etapa pe școală, iar premierea s-a făcut pe mai multe secțiuni în funcție de rezultatele obținute. Din cei 300 de participanți, 90 de elevi au fost premiați pentru realizarea celor mai bune lucrări. Am venit cu mare bucurie astăzi la Mizil, la Liceul Tase Dumitrescu, pentru a transmite un mesaj de binecuvântare, de părintească purtare de grijă și felicitare din partea prefericitului Părinte Patriar Daniel pentru copiii și profesorii implicați în proiectul educațional Credință și Literatură exprimată prin pictură. Prin aceste proiecte tinerii învață ce înseamnă solidaritatea, ce înseamnă comuniunea, ce înseamnă spiritul de jertfă, pentru că trebuie să sacrifici ceva din timpul tău, din energia ta, din ce ai tu mai bun și mai frumos, din talanții pe care Dumnezeu i-a pus în tine pentru a desăvârși o operă, o lucrare de creație. Au fost făcute expoziții cu lucrările copiilor, cu creațiile copiilor și de asemenea au fost evaluate acele exprimări literare care au materializat gândurile lor, prin care, iată, dovedim faptul că religia este o disciplină de studiu interconectată cu celelalte materii din planul de învățământ, cu limba și literatura română, cu artele vizuale și se pot crea astfel de proiecte interdisciplinare cu o participare largă. Deja proiectul a ajuns la nivel național și s-a bucurat de o receptivitate deosebită în rândul cadrelor didactice și elevilor, nu numai din Mizil, nu numai din Prahova, ci din întreaga țară. Astăzi este finalul, de fapt, acestui proiect educațional, cuprins de altfel și în programul Bucuria Credinței al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și era normal ca astăzi să fie festivitatea de premiere, însă am avut și un atelier în care am arătat cum au lucrat copiii. Ca la orice concurs există un juriu de specialitate care a analizat toate aceste lucrări, fie cele de la pictură, fie cele de la creație literară, și în funcție de originalitate, de creativitate, de frumusețea compoziției, ele au fost premiate. Am pus alături astăzi religia, literatura și pictura. Copiii au venit cu foarte mult drag. De fapt, în această alăturare, religia este mai aproape de sufletul copiilor, de naturalețea cu care ei exprimă idei prin pictură. Prin intermediul concursului, participanții au avut ocazia să își dezvolte simțul estetic și creativitatea. E un moment de bucurie, pentru că vedem că biserica este împreună lucrătoare cu școala și cu tinerii, cu copilașii noștri, și ne bucurăm pentru că Mizilul nu este o localitate foarte mare, dar iată că această localitate micuță, așa cum o știm cu toții, dă acești tineri și acești copii societății care mai târziu vor fi modele pentru societatea și biserica noastră. Ne-am implicat la nivel de protocopiat, adresând părinților colegi să cerceteze în școlile din parohiile preacucernicilor lor și să descopere aceste talente care
trebuie promovate. Sunt foarte multe lucrări, atât în artă plastică, cât și în literatură, ceea ce ne arată că tinerii, copiii pe care îi avem în școlile noastre, sunt talentați, dar sunt și cu dorința de a schimba ceva în societatea în care noi astăzi trăim. Pentru liceul nostru, organizarea acestui eveniment este un prilej de mare bucurie, așa cum se numește și proiectul, Bucuria Credinței. Pentru copiii noștri, proiectul s-a dezvoltat de-a lungul anilor. La început au participat cu diferite lucrări la concurs, apoi am început să-l prezentăm aici, să găzduim toată expoziția concursului în sala noastră de festivități. Noi suntem mândri de liceul nostru. Mi-aș dori ca și elevii noștri să fie mândri, asta ne dorim. Să fim cu toții mândri de acest liceu, un proiect pe care îl iubesc, îmi place. Totul trebuie să facem cu credință și cu dragoste față de Dumnezeu și față de copii. Proiectul beneficiază încă de la început de sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor, fiind încadrat în programul Bucuria Credinței. În realizarea evenimentului de anul acesta s-a implicat și protopopiatul Urlați, precum și toate parohiile din orașul Mizil.